Eu îmi doresc de aici, de la Târgu Jiu, să urez tuturor elevilor care astăzi au început nou an școlar mult succes, să le mulțumesc profesorilor pentru munca extraordinară pe care au făcut-o și pe care o au și în acest an de făcut, să le spun părinților că în mod special anul acesta am încercat cu Ministerul de Interne, cu primăriile, să lucrăm foarte mult la strategia de siguranță în școli. Asta înseamnă poliție, jandarmi, poliție locală, în așa fel încât părinții să fie liniștiți că își trimit copiii la școală și că se întorc fără să fie agresați, fără să fie supuși vreunei infracțiuni. În rest, nu-mi doresc decât să reușim în perioada imediat următoare să asigurăm condiții cât mai bune. Și un gând special, un gând absolut special pentru cei copii aflați deocamdată sau până la urmă am reușit într-o singură școală să fie în situația la Galați de a nu începe încă școala, dar să ne reparăm rapid și acolo și pentru toți cei care în zilele acestea din cauza inundațiilor au trecut prin momente foarte dificile. Ne mobilizăm să poată să înceapă școala, să aibă rechizite, să aibă tot ceea ce trebuie. Ziceți dumneavoastră. Ați participat la ore de curs foarte modern. Este un program pe care Ministerul Educației, de aceea domnul ministru Costoi a fost cu mine, încearcă să-l dezvolte mai de mult. E vorba și de finanțare europeană, în primul rând, manuale digitale. Este ceea ce vom avea probabil peste câțiva ani în toate școlile, dar acum pare așa totuși științifico-fantastic, însă dacă vă uitați la ce fac elevii, chiar și cei mai mici, nu doar cei mai mari, la modul extraordinar de rapid în care știu să umble cu telefoane mobile, cu tablete, cu computere, vă dați seama că nouă ni se pare foarte modern să avem toți elevii cu manuale digitale, lor li se pare deja un lucru normal și în funcție de resursele financiare pe care le avem, o să extindem acest sistem. Ce mă bucură foarte tare este faptul că există deja mulți profesori care au lucrat la aceste softuri și care sunt chiar pe plan european și pe plan mondial sunt considerați în prima linie. Mai există o problemă la Constanța, acolo unde elevii vor începe un protest la ora 11 pentru că sunt nemulțumiți de deconturile pentru navetiști, cer 6% din timp pentru educație. Elevii cer chestia asta? Hai, poate cereți voi, la B1, nu? Elevii știu cum e, trebuie să știe elevii ce înseamnă PIB-ul, întâi ca să ceară 6%. La ora 11. Bun. Este sigur. Sigur că e nevoie și a fost nevoie tot timpul de bani mai mulți pentru educație, sănătate. Pe măsură ce economia își revine, că banii de unde credeți că vin? Din taxe și impozite, din economie. Pe măsură ce putem să avem mai multe investiții, pe măsură ce nu mai blocăm proiectele economice, ci le dezvoltăm, sigur că vor fi bani mai mulți pentru educație și pentru sănătate. Acum, povestea asta că elevii cer 6% din PIB v-a făcut și pe noastră să zâmbiți, cred. Elevii cer, normal, părinții cer condiții de școală cât mai bune. Aia cu 6% din PIB e de la dumneavoastră. În afara subiectului despre învățământ. Era inevitabil să fim în afara subiectului. Dacă mai aveți pe tema educației ceva să mă întrebați. Că n-am descoperit principiul sau sistemul ubicuității. Nu pot să fiu în același timp în toate locurile. Pentru că liceul, colegiul Tudor Vladimirescu este colegiul simbol al județului Gorj și pentru că e mândria pentru tot județul. Știți foarte bine, îmi spunea inspectorul general că 70% din elevii din Gorj, când dau testele naționale, pun ca primă opțiune colegiul Tudor Vladimirescu. Are 100% promovabilitate la bacalaureat, olimpici, naționali și internaționali și o recunoaștere a faptului că aici se face o muncă didactică extraordinară. Sunt 54 de unități școlare în județul Gorj, fără autorizații sanitare de funcționare, cu toalete în fundul curții și unde elevii se spală la pian, într-o parte din ele. Tocmai. Nu sunteți curios să vedeți și o Sunt extrem de curios, nu doar curios, ci avem programul care și anul acesta a mers în direcția bună, la nivel național, nu doar în județul Gorj.
Știți și dumneavoastră că liceul în curte nu este, WC-ul în curte nu este de anul ăsta. Este de când s-a înființat școala, nu? Și atunci, în fiecare an, reușim să modernizăm cât mai multe din aceste școli. În cazul Roșia Montană, președintele Traian Băsescu susține că se fac dezbateri pe o lege neconstituțională. Cum comentați? Numai Curtea Constituțională poate decide ce este constituțional sau neconstituțional. Cred că președintele încearcă să bage bețe în roate la un proiect pe care l-a susținut foarte mulți ani. Știți foarte bine că ani de zile domnul Băsescu a fost pentru acest proiect. Acum, dacă vrea să-l facă guvernul, s-a trezit contra. Cred că e un mod de a face politică extrem de neserios și cred că singurul lucru bun pe care ar putea să-l facă președintele ar fi să participe, să medieze dezbateri, nu să pună bețe în roate la tot ce se întâmplă în țară. Motivul pentru care spunea președintele acest lucru este că, spunea el, nu poți trece prin Parlament o lege care vizează o firmă privată. Învățați-l dumneavoastră, pe domnul președinte Băsescu, că domnia sa, cu mânuța domniei sale, a promulgat legi privind Petromul, privind Rompetrol, privind alte companii, chiar și Bechtelul, dacă din câte țin minte, tot domnia s-a promulgat, și că recent Curtea Constituțională, în cazul Rompetrol, a spus foarte clar că e constituțional. Știe și președintele lucrul ăsta, că n-a uitat ce a semnat. Repet însă, cred că trebuie să trecem dincolo de acest mod de a face politică, în care pui bețe în roate și te opui la ceva doar ca să fii contra, la normalitate, la a discuta despre proiecte economice, nu în mod politic. Noi de la PNL suntem contra, cei de la PSD suntem pentru, sau, ci în modul în care te interesează viața oamenilor și a celor de acolo din Roșia Montană și a celor de aici din Gorj, unde știți foarte bine cât contează și aici mineritul, și a celor din Maramure sau din alte zone, și ținând cont, evident, și de protestele celor din București. Legea câinilor comunitari a fost contestată la CCR de mai mulți senatori, inclusiv de la PSD. Nu, am văzut de la PSD un singur senator, domnul Croitoru, n-am discutat cu domnia sa, nu înțeleg exact ce anume au contestat, însă curtea se va pronunța rapid și am discutat și foarte bine și cu primarul Cârciumaru și cu ceilalți primari, e nevoie de acea lege. Și dacă tot ați spus de protestele din București, v-ați gândit când veți merge să discutați și cu cei din piața universității? Oricând sunt ei pregătiți, stați un pic, ideea este că nu te duci să-i provoci cu ceva, ci vrei să discuți. Eu vreau să discut. Oricând există niște reprezentanți ai celor care au protestat, îi cunosc pe unii dintre ei, și pe Remus Cernea și pe Liviu Mihaiu, eu sunt dispus să stăm la aceeași masă și să discutăm. A spus că nu aveți bani la buget. Cu redevență de 0,3% la Petrom și 0,6% la celelalte domenii, credeți că veți face rost de bani la buget? N-am înțeles întrebarea dumneavoastră, mai ales că nu știu la ce vă referiți cu 0,3%. M-am referit la UMB-ul. Sau 6%. La UMB-ul. Și 6%. După cum știți, anul viitor, 6% dacă vorbim de aur, este cea mai mare redevență din Europa. Ar fi bine să o luăm, deocamdată nu luăm niciun leu. Dacă vorbim despre Petrom, anul viitor expiră cei 10 ani ai contractului de privatizare și noua lege a redevențelor, discutată și cu Comisia Europeană, va prevedea toate redevențele la media europeană și o schimbare importantă, chiar și pentru județul Gorj importantă și pentru alte județe, și anume nu 100% redevențele merg la bugetul de stat, ci o parte din redevențe, așa cum se întâmplă și în alte țări europene, trebuie să rămână pentru comunitatea locală și județul unde se desfășoară exploatarea. Cine va despăgubi pe localnici afectați de inundații la Galați? Bun. În primul rând, prefectura face acum toate evaluările. Din păcate, oamenii respectivi nu aveau asigurările acelea prevăzute de lege. Însă, miercuri, în ședința de guvern, o să aprobăm deblocarea unor sume importante pentru materiale de construcții și după aceea pentru refacerea infrastructurii locale. Primarii trebuiau să ia măsuri să se asigure localnicii? Deocamdată trebuie să luăm măsuri să nu se mai piardă vieți omenești și să limităm pe cât posibil pierderile materiale. După care facem și analize. Da? Întâi îi ajutăm pe oameni și după aia facem analize, că noi ne-am învățat, și aici aveți și dumneavoastră un rol, să începem cu scandalul. Hai să terminăm cu scandalul. Există o lege a asigurărilor. De acord.
Nu, n-am contestat acest lucru. Și vreți să-i las pe oameni să moară în apă dacă nu și-au făcut asigurarea? Așa credeți dumneavoastră că e bine? Eu cred că nu e bine așa. Eu cred că trebuie să-i ajutăm pe toți oamenii. Sigur, încurajăm și stimulăm respectarea legii privind asigurările, însă pe de altă parte, când un om e cu apa în casă, ce să-i spun? Să-i cer polița de asigurare? Mă duc să încerc să-l ajut. Cred că așa se lucrează într-o țară normală. Altfel, scandal știm să facem toți. Domnule Ponta, liderii Federației Naționale Mine Energie, în frunte cu domnul Marin Condescu, își doresc neapărat o întrevedere cu dumneavoastră după întâlnirea de vineri cu ministrul Constantin Niță. Spuneți-mi dacă veți avea vreo astfel de întâlnire. Sigur, eu sunt deschis la dialog cu absolut toată lumea și cu reprezentanții sindicatelor și vreau să vorbesc. Da. Eu cred în dialog și cred în faptul că trebuie să discutăm indiferent de lucrurile pe care le vedem diferit. Ați văzut, m-am văzut cu celelalte partide politice, mă văd cu cei care protestează, mă văd cu sindicate. Asta e datoria mea, să ascult pe toată lumea, să încercăm să luăm toate lucrurile bune care pot fi făcute. Aveți cunoștință despre situația din complexul energetic Oltenia? Cunoștințe în general despre toate lucrurile. În sensul că nu reușesc să ajungă la un consens și nu atât vis-a-vis de plata cotizațiilor și alte probleme care se petrec în CEO. Țin în mod special la complexul energetic Oltenia. Știți foarte bine că am ținut ca sediu să fie aici la Târgu Jiu, ca acest complex să aibă un viitor, să nu fie privatizat majoritar până când nu se pune pe picioare din punct de vedere economic. Eu pot să am un rol de mediator între conducerea corporatistă și angajați. Da, aveți programat o astfel de întâlnire? Nu, să ne vedem astăzi cu toți cei care trebuie să ne vedem. Mulțumesc!